Bună, dragii mei gemeni, bine v-am găsit pe Auroscop. O să povestesc în câteva minute despre ce ar trebui să știți și voi, ca și celelalte semne zodiacale, că este important să aflați în planul afectiv relațional și material financiar. Este un preambul la etalarea extinsă pe care o să o fac pentru fiecare zodie în parte pentru toate planurile. Acum o să discutăm în primul rând pentru ultima parte a acestei luni, pentru că ne așteaptă o lună mai plină de schimbări. Ei bine, voi s-ar putea să vă aflați în centrul atenției în următoarea perioadă, s-ar putea să vă schimbați jobul, s-ar putea să intrați în contact, asta o să vorbim la joburi, s-ar putea să intrați în contact cu tot soiul de oameni, vizite, rezolvarea de conflicte cu membrii familiei extinse. Acum poate că de sărbători ați fost pe la rude, pe la prieteni, în sfârșit și acolo s-ar putea din cauza, eu știu, consumului mai mare așa de... În sfârșit, consumului mai mare s-ar fi putut să existe niște neînțelegeri cu familiile, cu membrii familiei, dar cu siguranță lucrurile se rezolvă și s-au rezolvat. Cineva își cere iertare. Acum, din punct de vedere al planului iubirii, din ceea ce privește relația asta de partener, iubită, iubit, partener, parteneră, se rezolvă un conflict. Altfel spus, reveniți în familia voastră dacă ați fost plecați de acasă sau, nu știu, cu gândul, cu fapta, cu virtual sau nu. Reveniți acasă, reveniți în comunitatea voastră, reveniți în sânul familiei sau familia se reface. După conflicte, după neînțelegeri, refacere, revenire, completare, fază de uniune și de stabilire în mijlocul oamenilor dragi. Poate să fie și reîntoarcerea fiului fiicei risipitoare, risipitor, fiul risipitor. Poate să fie vorba despre o împăcare cu o persoană cu care n-ați discutat de mult, dar mi se pare că aici sunt mult mai adânci legăturile. Adică nu este vorba despre o relație la distanță, trio, pătrat, amoros. Mai mult este cineva care a plecat din relație și se întoarce în relație, în sânul comunității, familiei, etc., etc. Din punct de vedere material și financiar, să știți că înfloriți, fără doar și poate înfloriți. Asta înseamnă că există progres potrivit geometriei sacre, există proces, da, și procese rezolvate. Dacă aveți un proces pe rol, de exemplu, se rezolvă, se fac pași înainte, progres din toate punctele de vedere, dar eu văd aici, în ceea ce privește cariera, o recunoaștere, recunoștință, chiar și în bani, a muncii voastre, vi se crește salariul, Doamne, vă crește salariul sau poate că vi se propune o avansare. Sau vi se propune un alt job cu un pachet salarial mult mai motivant decât cel pe care l-ați avut. Pentru că ați muncit, pentru că v-ați bătut, pentru că. Este o, cum să vă zic, posibilitatea unor schimburi de mesaje, semnări, de tot soiul de acte. Deși vă simțiți ușor așa amenințați, nesiguri, să zicem. Primiți răspuns la o solicitare, depinde fiecare ce înaintare a făcut, o solicitare la un proiect, mulțumesc, dragii mei, pentru mesaje, un proiect, cred că este vorba despre a se face lumină într-un proces, că toți aminteam de proces, într-un conflict, într-un conflict de muncă, nu știu, dacă ați pierdut actele, dacă cineva a dat vina pe voi la serviciu, în sfârșit, cu siguranță lucrurile ies la lumină. Tot soiul de mesaje personale după o tăcere, să zicem așa, îndelungată sau după o perioadă în care nu s-a întâmplat mare lucru, mai ales din punct de vedere profesional. Cred că este vorba despre o ofertă pe care o să o primiți și sunteți destul de reticente și probabil primul instinct este să o refuzați, această propunere, această ofertă din punct de vedere al bănuților. Asta înseamnă că ori cineva vine cu o propunere să vă investiți banii pe aici, pe acolo sau în sfârșit nu aveți siguranță și primul impuls este de a tăia rolul de la
rădăcină. Nu vreți să vă mai implicați, vă este bine așa cum sunteți acum. Ideea este ca o recomandare din partea Universului este dacă vă țin curelele și în sfârșit aveți această pornire de a stopa această ofertă, încercați să măcar să ascultați persoana respectivă ce are de spus, că nu se știe niciodată. Dacă vă simțiți nesiguri, Geminii se simt nesiguri din punct de vedere al planului material, nu știu, sau poate că există acea variantă în care dacă s-ar lua o hotărâre din punct de vedere financiar, cineva rămâne fără serviciu. Cam așa, nu știu. Mare grijă. Adică mai lăsați un pic să treacă cele două săptămâni. Cel puțin următoarele două săptămâni. Mai încercați să treacă, pentru că simt că în jurul gemenilor se creează o tensiune, nervii, nu știți ce să faceți și primul impuls este să gata, nu vreau, nu. Nu știu, vine cineva să vă o ofertă să vă investiți banii în, nu știu, mă rog, n-am voie să zic, în ceva, nu știu. Și atunci o să spuneți, nu, vai, păi cum, economiile mele sau, da, nu se știe. Deci, lăsați măcar să vorbească, că nu se știe de unde sare iepurașul. Dacă nu vă implicați în tot soiul de decizii care ar însemna să rămâneți, nu știu, planează așa o frică de a rămâne fără bani, nesiguranță. Echilibru. Echilibru în toate, pentru că conflictele se răsfoie puțin după două săptămâni, lucrurile se meașează și la voi. Cam atât, dragii mei. Echilibru, moderație, temperanță. În rest, vă pup. Numai bine. Pa, pa!